creativitate, pasiune, dragoste pentru culoare, atenție la detalii. Iată ingredientele unor aranjamente florale unice. Orhidee, aloe, iuca, guzmania, cactus. Aranjamente în vase de sticlă și ceramică, flori pline de parfum și culoare. Toate le găsiți la Florăria Doamnei Eugenia. Un loc plăcut, primitor cu flori alese, care vă încântă cu aranjamente speciale pentru nunți, botezuri, aniversări și alte momente speciale. Vino la Florăria Doamnei Eugenia din complex Ancora Parter și alege florile perfecte! În piața centrală din Giurgiu, fiecare sezon își etalează legumele și fructele în condiții civilizate și cumpăr de zor cu spor. În acompaniament, provocând gospodinele la o simfonie de ciorbițe și tocănițe, stau aliniate legumele necesare pentru prepararea mâncărurilor tradiționale. Fructele exotice și românești pară se afla într-un continuu concurs de frumusețe și savoare. Cu totul și cu totul speciale, în piața centrală sunt borșul, seama de varză, ouăle de țară, murăturile, zacusca, brânza, laptele proaspăt, curtițele de unt, toate oferite cu drag de producători din județul Giurgiu în piața centrală. Cumper de zor cu spor! Se spune că la casa cu flori mănânci mâncare delicioasă, ca la mama acasă, că ciorba de perișoare ar fi cea mai gustoasă, ba că ți-o aduc de vrei acasă. Garnitură și friptură, merge și o murătură, se mai spune că au sarmale, fasolică și pârjoale și pulpițe la cuptor. Păi cumva numărul lor? 0769-510-501. Restaurant Catering Casa cu Flori. Acceptă provocarea și află tu cum e mâncarea. Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei. Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde. Cu vanilie, papanaș cu gem și smântână. Gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei. Lângă piața centrală. Noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. Toată lumea vorbește, mai ales românii. Și totuși avem ceva de spus. TV Giurgiu Tribun vă propune o emisiune pentru normalitate. Ce-ar mai fi de spus? Realizator Gelu Brebenel. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribun. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribun. Ia atitudine!
dragi telespectatori de televiziune online, Camelia Sacheti sunt, începe Giurgiu la tribună și așa cum ați văzut în promo-ul de astăzi, în știrile noastre chiar, ecoul alegerilor locale răsună pe buzele noastre, în inimile noastre ale tuturor. Încă se fac speculații, încă se mai șoptește din culise cât un amănunt. Nume grele din garda veche a politicii locale au dispărut așa, pur și simplu tăiate ca de o sabie de văzută. Nicolae Bădălău, Jean Jipa, foarte posibil Nea Mihai, cum știe toată lumea pe domnul Dobre Mihai de la Mihaile, s-ar putea să aibă o mare problemă acolo cu incompatibilitatea funcției sale, domnul Mototola de la Valea Dragului și dacă mai scormonim, mai găsim, poate ne mai ajutați și voi. Așadar, spuneam că ecoul alegerilor acestea locale, cele mai pătimașe, cele mai importante pentru noi cetățenii fiecarei urbe, ne afectează și imediat cetățenii au simțit impactul acestor alegeri și se întreabă unii dacă vor fi dați afară din funcțiile lor de la birouri, dacă vor fi menținuți, dacă cineva ar avea motive cu ei, motiv să-i dea afară sau... Sunt tot felul de întrebări și tot felul de speculații. Cine vor fi viceprimarii? Cine, cum vor arăta consilierii din biroul municipal? Și tot așa. E bine, vorbim astăzi cu domnul primar Nicolae Barbu. Bună încă, ziua. Încă primar, și noi da, o să vă spunem primar. Așa pentru că nu avem cum să vă spunem altfel pentru că și un mandat câștigat vă dă dreptul de a vă numi așa pe viață, onorific cu numele. Și așa este frumos din partea domnului. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune. Bine ați revenit din concediu. Da, câteva zile binecuvântate, alături de familie. Chiar au fost zile de încărcare fizică, de descărcare nervoasă și de încărcare până la urmă cu liniște. Data trecută când ați venit ne-ați povestit că v-au declarat mort. Și nu, mortă, încă mai pâlpâiam așa. Încă mai pâlpâiați, da. Iar acum zvonuri ceva, mai ales după rezultatul. Nu, zvonurile acum sunt politice. Când am venit în Giurgiu marți seara, deja pe sursele Giurgiului și care sunt multiple, apăruseră că se fac și se desfac tot felul de scenarii, tot felul de echipe, tot felul de grupuri, tot felul de, eu știu, majorități în Consiliul Local, politice. Până la urmă, cea mai bună informație, din punctul meu de vedere, este că, și care ar fi trebuit să se întâmple mai demult în decembrie, este că politic Nicolae Bădălău își vede de drumul lui, își vede de ceea ce a gândit ca și soluție de rezervă, Curtea de Conturi, partidul a luat decizia de a-i retrage funcția de președinte al organizației județene. Toți spuneau prin vară că nu mai e, că a plecat, că nu o să mai fie. Nu, funcția o avea. Aștepta doar momentul prielnic să o activeze sau să o reactiveze. N-a fost să fie. Da, o să ajungem și acolo și o să detaliem mai mult subiectul acesta pe care observ că îl preferați. Știți de ce îl prefer? Pentru că poziția mea acum în Pro-România îi se datorează în totalitate. În totalitate. Aveam o echipă bună în PSD, aveam, cum să zic, o notorietate, o intenție de vot, lucrurile mergeau bine și a trebuit cineva să-și bage coadă. Acesta este stilul lui. În 2008 a preluat în 2004 a preluat un partid super puternic de la regretatul Marin Criste și după acest lucru, în 4 ani de zile a făcut zob. Acum nu i-a trebuit 4 ani, i-a trebuit 8 pentru că a avut 4 ani de guvernare. Deja numai din fraza asta și poți scoate trei întrebări, dar hai să le luăm așa un pic. Hai să le luăm, lăsăm. Să-și ducă crucea fiecare. Imediat după alegeri ați declarat că nu știți cum să tratați acest aspect al pierderii alegerilor, ca o supărare sau ca o binecuvântare. Erați indecis. V-ați mai gândit între timp? N-are de ce să fiu supărat. Nu există niciun motiv. Să știți că am stat 2 zile și le-am judecat la rece. Și ceea ce s-a întâmplat, există o mâhnire, nu o supărare, o problemă așa personală.
vis-a-vis de încrederea mea în oameni, vis-a-vis de felul meu de a fi deschis, felul meu de a fi sociabil, felul meu de a ierta pe toată lumea, de a nu vedea adevărul adevărat și de a considera că poate nu ăla e adevărul, poate că eu îi văd pe toți în roz sau în alb, în culori deschise și nu o să-i văd niciodată în culori închise, toți cei din jurul meu. Ăsta sunt. Sunt incurabil din punctul ăsta de vedere, am credință în oameni. Deci pe acea mâhnire la început am stat și m-am gândit, stând în familie, stând cu copiii. Și mi-am dat seama că 8 ani de zile am pierdut mult. Am câștigat mult. Deci am câștigat foarte mult în ceea ce privește experiență. Tot ce am făcut, chiar și politic și administrativ, dar începeam să pierd de la zi la zi ceea ce e mai de preț, familia. Discutând acum la rece, poate că atunci nu mi le spuneau sau poate că n-aveam eu urechi de ascultat, ochi de văzut, de spus mi le mai spunea soția. Vezi că te depărtezi, vezi că nu mai ești tu, vezi că ai probleme, vezi că nu mai asculți pe nimeni, te scufunzi în lumea ta acolo și deja te pierzi în lumea aia. Noi nu mai existăm. Iar din punctul ăsta de vedere este o binecuvântare. Revin în familie, revin în ceea ce m-a creat pe mine și m-a făcut ca om, ca profesionist, mediul acela în care te încarci. Am copii alături, am spus-o întotdeauna, este cea mai mare bucurie să ai copiii lângă tine. Este cea mai mare. Acum îmi dau seama când eu am plecat la Giurgiu, fratele a plecat la Brăila și am lăsat părinții în satul acela din Tulcea, ce-a fost în sufletul lor? Ei au zis toate, lasă, ducă că le-o fi mai bine acolo. Acum gândesc că poate un pic egoist, mi-am dorit copiii lângă. Nu ca să fie, dar să fim o familie unită, să fim o familie puternică care să tragă la aceeași, eu știu, căruță, să dezvolte business-ul care îl avem. Seara să te întâlnești, să bei un par de vin, să discuți ce ai făcut tu. Nici nu știți cât înseamnă lucrul ăsta. Enorm, enorm, este sensul vieții. Nu este celălalt societății. Este sensul vieții. Și acum, punând în balanță, că în 8 ani de zile am realizat destul de multe și las, cel puțin, la sfârșit de mandat, un oraș cu aproape 30 de proiecte încă în derulare. Proiecte cu bani europeni. Banii aceștia vor veni și voi avea timpul necesar să explic fiecăruia acesta este proiectul care a plecat. Bun, cetățenii nu au avut răbdare, au vrut să le vadă mai repede. Și eu aș fi vrut să le văd mai repede, dar nu o să-i învinovățez niciodată că și-au dorit mai bine ceva pentru ei. Da, e dreptul lor și așa trebuia. N-am putut să explic, n-am putut să transmit. Și încă un lucru. Am făcut în lupta asta mea cu Bădălău, am făcut o greșeală. Am încercat să rup PSD-ul. Și pentru cei care sunt oameni politici, trebuie să știe lucrul acesta foarte bine. PSD-ul nu poate fi omorât. PSD-ul nu poate fi înfrânt. Da, o înfrângere de moment, dar are o posibilitate de regenerare atât de puternică, încât nu le trebuie mulți ani să revină acolo unde sunt. Am rupt jumate din PSD. Atât. Jumate a rămas. Nucleul de bază. Vă considerați autorul câștigării alegerilor de către PNL prin faptul că nu, domnul Bădălău n-a vrut să înțeleagă că drumurile sunt altfel. A mers la capăt cu dorința personală până a omorât PSD-ul. Nu i-am omorât PSD-ul. Ambiția lui Bădălău a omorât PSD-ul la Giurgiu. PSD-ul la Giurgiu este în acest moment pierzător pentru că nu pierdea niciodată, în 1000 de ani. Dar ambiția care nu are ce căuta în politică l-a făcut să pierdă PSD-ul. Eu cred că politica, din ce văd eu ca jurnalist, că politica este făcută din ambiții. Și încă dinainte de alegeri, domnul Nicolae Bădălău spunea că renunță la politică pentru un post la Curtea de Conturi. Dar a rămas până zilele trecute, până după alegeri, în fruntea partidului. Nu s-a dat dus din jocul politic până după alegeri. Iar dumneavoastră ați avut de furcă. I-ați dat și dânsului de furcă, ați avut și noastră de furcă, ați fost o nucă tare. Și chiar dacă ne spuneați că la început ne-ați spus că nu candidați, am înțeles că ați mai explicat motivul pentru care ați spus lucrul acesta, după care, anunțând că intenționați să candidați, ați menționat că nu cu această conducere, deci a fost o cronică a unei necandidări din partea PSD anunțată. Și v-ați reorientat acum, la sfârșit, să trag concluzii. E o concluzie. După care, deci, până la urmă, lucrurile chiar așa au stat. Și, într-un final, ați trecut la Pro-România, susținând Pro-România, pentru că era dificil să treceți brusc. Asta a fost o măsură de precauție. Iar
a găsit PSD în domnul Marian Măroi un adevărat colac de salvare și l-a propulsat în funcția de în funcția de candidat. Da. L-ați avut de înfruntat și pe dânsul, ca dumneavoastră, domnul Angelescu și domnul Măroi au fost cele trei. Dacă faceți o însumare a voturilor pro-România, care înseamnă stânga, și PSD, ambele aveau peste 50% din cetățenii cu drept de vot. Deci, ca și consilier, luam 11 și era în continuare. Numai că încă 4 ani cu Bădălău la cârma județului, cu această echipă care a avut doar un scop, anume de a-și face clientela și zona lor de interes profitabilă și atât. A, că partidul a fost acolo financiar și a susținut acest lucru, da. Dar zic eu că încă 4 ani primar cu o conducere a PSD-ului, pentru că iar ar fi venit și Bădălău, ieșeam primar municipiu, ieșeam fără nicio problemă. Unite amândouă, asumați, până la urmă însumate așa, la matematic. Și Maria Mina nu pierdea. Pentru că la vremea respectivă am transmis că s-a rupt ceva puternic în PSD. S-a pierdut municipiul reședință de județ. Și în momentul ăla au plecat ușor, ușor și alți primari. N-ar fi plecat atâți primari, pentru că simțeau că încă PSD-ul e puternic și nu schimbă nimeni. Și atunci e ok. Dar rămâneam încă 4 ani cu Bădălău, încă 4 ani. Maria Mina spune că, și ne-a spus și la dezbaterea finală, că au plecat primarii pentru că au avut niște probleme de înfruntat. Maria Mina a pierdut, am făcut o socoteală și eu așa în gând. El a avut 35%, Dumitru Beanu a avut 48%, 13%. Ce înseamnă 13%? Înseamnă 7%, 7% luate de la contracandidat ca să fie în fața lui. Să pune la dublu. Deci, în momentul în care Maria Mina lua de la Dumitru Beanu 7%, Dumitru Beanu rămânea cu 41%, iar Maria Mina de la 35 cu 7 făcea 42% și celelalte se împărțeau. Unde s-au pierdut? Haideți să le gândim scurt așa. Nu mă uit, că toată lumea când spune ceva, spune prundul, colibaș și comana. Haideți să nu le luăm chiar pe acestea totdeauna. A pierdut 4.000 de voturi în municipiu și a pierdut 4.000 de voturi sau 3.000 de voturi în municipiu și 4.000 de voturi le-a pierdut la pe ultima sută de metri la Ghimpați. Fac 7.000? Aleas voturile. Două comune. Două orașuri și o comună. Mai putea să prindă când pleau. Puteau să plece toți la ceilalți toți. Nu era nicio problemă. Nu era nicio problemă. Simplu, matematic. Astea-s voturile. Da, mi-ați anticipat o întrebare pe care o aveam aproape în a doua parte a emisiunii, dar acum, dacă tot a venit vorba, ar fi păcat să nu discutăm și acest aspect. Știm că este, sau era un județ roșu, acum este un județ galben, Giurgiu, și votul ar fi fost într-un în concordanță cu ceea ce era la momentul respectiv. Dar cum vă explicați dumneavoastră prezența masivă a cetățenilor la vot în județ? A fost primul județ pe țară, domn primar. Și cred că la municipiul adică, lângă calculele acelea care dă cu 7.000 la sfârșit, au ieșit oamenii la vot și votul ăla... Primarii au făcut posibil ca oamenii să iasă la vot. Dar au ieșit, cum să zic, ca procent primul pe țară, dintr-o competiție în care toți au alergat cu masca pe față. Adică n-avem rezultatele acelea care le știam cu toții, ca număr de votanți. Giurgiu a avut 130.000, pe noi discutam de 148, de 150.000 în vremurile de glorie. Deci n-au venit atât la vot. Au fost primii pe țară dintre codași. Adică aveți dintre... și la voastră dreptate, dar pe de altă știți parte au fost, și primari care au fost schimbați și atunci chiar dacă primarul a scos lumea la vot, lumea la vot a ieșit și l-a și schimbat. Da, așa este, dar vedeți... Când au fost alegerile în 2012 și a fost dorință de schimbare, au fost 35.600 participare la vot în municipiu. În 2016 au fost 25.000. S-a votat foarte mult împotriva atunci. Da, și au venit să voteze. În 2016 au fost 25.000. Anul acesta au fost 20.000 și ceva, până în 21.000, din care vreo 7-800 au fost anulate. Discutăm de un regres privind participarea la vot. Nu ne putem lăuda. A, că suntem premianți între codași? Haideți să fim realiști, că așa am fost întotdeauna. Adică am fost mai buni decât ceilalți care oricum nu erau buni.
Dar n-am fost cei mai buni, că nu s-a participat, n-am avut o participare fantastică la vot. Am fost primii pe țară. Am fost primii pe țară, dar cu ce procent? Asta încerc să spun. Știu că dumneavoastră sunteți un foarte bun statistician, dar știți, pentru noi giurgiuvenii care întotdeauna ne mișcam greu la vot și, trebuia să ni se spună de 1000 de ori... Și unde a existat competiție, oamenii și-au luat și la vot. Unde a existat acea brumă de speranță că se poate face o schimbare, au venit la vot și au... Sunt destul de multe exemple cu primari care nu mai sunt în funcție, primari vechi, chiar și municipiul Giurgiu. Chiar dacă n-am avut o prezență bună la vot, cum s-ar spune, ai lor au ieșit, ai noștri n-au ieșit. Revin și ca să spunem presă. Revin da, și spun din nou că sunteți un foarte bun statistician. De fiecare dată când ați avut ocazia, ați demonstrat acest aspect, sunteți economist de profesie. Am dat admitere la facultate la statistică. Se vede, deci nu e... Și am avut și 2 ani de facultate statistică, economică și... Nu ați lăsat lucrurile la întâmplare, lucru pentru care și noi am apreciat și am spus lucrul ăsta de foarte multe ori. Și pe imagine ați lucrat bine, și pe calcule, și totuși. Aceasta a fost singura carte pe care ați jucat-o, Pro-România, singura carte fără un plan B, adică nu s-a văzut un plan B, nu s-a lăsat loc de, domne, dacă... Sunt social-democrat. Deci, până la urmă, sângele apă nu se face. E târziu acum, deja lucrurile s-au scris, am avut ofertă și, cum să zic, la nivel foarte mare, scandiz de la PNL. Și am spus, nu vă ajut. Nu vă ajut, sunt social-democrat. Nu o să rup niciodată PSD-ul. Am o șansă să o fac din Pro-România, care e un partid de stângă. Știți ce se întâmplă? În 8 ani de zile am luat un PSD-ul la 20 ceva la sută și l-am dus la 65%, 68% chiar la alegeri parlamentare cu Victor Ponta. Cum vi se par aceste două cifre? 61% municipiul Giurgiu, susținere pentru Viorica Dăncilă și la alegeri locale, eu iau 21%, PSD-ul ia 28% sau până în 30%. Adunate între ele fac 51% sau 50%, în jur de 50%. În condițiile în care cu un an în urmă, sau 8 luni în urmă, 9 luni de zile, Viorica Dăncilă în municipiul Giurgiu, deci stânga în municipiul Giurgiu, la 61%. Nu vi se pare că apar undeva a apărut o chestie și până la urmă îți faci o analiză. A fost un vot împotriva faptului că din lupta mea cu Bădălău, în loc să primeze partidul, a avut de suferit partidul și electoratul ne-a sancționat. Unii n-au venit la vot. Clar. Eu v-am spus într-o emisiune că oamenii vă confundă încă și că oameni care mi-au spus mie că vor votează pe Barbu de la PSD. Da, asta a fost un alt aspect, că n-am reușit în 2 luni de zile să comunic până la ultima persoană, de la ultima, sau la, cum să zic, persoana care avea nevoie de informația aceasta. Foarte mulți au mers din inerție votând PSD-ul, că așa au fost obișnuit. În al doilea rând, e acel vot împotrivă, l-am resimțit în campanie. Îmi spunea, da, ați plecat de la PSD, ce v-ați dus la Ponta? Păi știți, e lupta mea cu Bădălău, n-are nicio treabă. Bădălău e Bădălău, am înțeles că e pe acolo, nu mai aveți treabă, trebuia să rămâneți la PSD. Păi și dacă tot ați revenit la Bădălău, vin și vă întreb. Uitați-vă că echipa de consilieri de la PSD, 98%, 99% e formată din peneliști. N-a contat. PSD-ul a votat. I-a votat. A zis, domnul, i-a pus partidul, da, noi mergem cu ei. E metronom. PSD-ul e metronom și da, din cauza aceasta, orice partid politic trebuie să-și facă, să-i fie teamă în orice moment. Renaște. E o perioadă în care a plecat Oprișan, a plecat Bădălău, urmează mai plece, mai sunt câțiva în țară, destul de mult. Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă oricum era pe linie de mult, nu asta era... Ne spune Viorel Ștefan, așa... Acceptați că noi nu vrem PSD. De asta am ieșit masiv. N-a ieșit masiv. 19.000 în Giurgiu nu înseamnă. 35.600, da, înseamnă domnule masiv. Domnule Barbu, tot Viorel Ștefan, lăsați minciuna, noi am ieșit masiv la vot să scăpăm de PSD. Mă refer la județ. Ia citit statistica pe județ. Am vorbit despre statistică, avem prezența cea mai mare. Da, asta am spus și eu că avem prezența cea mai mare. Am discutat și statistic. Emma Popescu, Barbu și Bădălău, doi infractori periculoși.
Și mă rog, tot așa... am mai spus tuturor, dacă cineva are o singură informație, o singură dovadă, că în acești 8 ani de zile am luat un singur leu sau am favorizat pe cineva ca și trafic de influență sau abuz în serviciu, eu îmi spuneam atunci, îmi dau demisia în geat. Din cauza aceasta, foarte mulți din prietenii mei mi-au spus, bă, dar mi-e mai rău ca pe vremuri. Și am zis, bă, dacă voi ați crezut că voi veni primar ca să încalc legea, mai bine mă alegeați. Că nu o să încalc niciodată legea, nici pentru mine, nici pentru altul, nici pentru nimeni. Da, ai dreptate, ai câștigat o licitație, ok. Veneau la început și îmi spuneau, poți să participi la licitație, dar cine te ține? Păi știi să nu deranjăm. Dat fiind lucrurile și voiam să vă întreb Adina, dar deci pentru treaba asta stau cu capul sus, oricând. Revin cu întrebarea vis-a-vis de aspectul cu tranziția dumneavoastră sau cum să spun, cu susținerea dumneavoastră la Pro-România. Dacă rămâneați la PSD, prindeați al treilea mandat, să zicem. Adică, după statistică, prindeați un al treilea mandat. Nu vă pare rău? Nu. Deloc. Să știți că adică atunci când iau decizii... A fost, până la urmă, luciditate. Când iau o decizie, nu o iau scurt. Sunt în viață momente în care trebuie să iau o decizie atât scurt. N-ai luat-o, ai pierdut. Și asta e și în business. Trebuie să-ți faci calculele într-un timp foarte scurt și să iei decizia. Păi iarăși discutăm. Ce ar fi însemnat încă 4 ani? Încă 4 ani însemna fără partid de guvernământ. Eu nu mai spun că n-am primit bai deloc bani pe vremea lui Bădălău, că eram la și alții. Dar acum eram zero barat. Adică uitați-vă că au dat bani la rectificare, inclusiv primarilor PSD le-au dat 250.000 de lei de comună, iar municipiul n-a primit niciun leu. Un municipiu sărac, în plin proces de dezvoltare, să nu primești deloc bani, să susții din fonduri proprii jumate din salariile însoțitorilor cu persoane, pe sunt 3 milioane de euro pentru însoțitorii persoane cu handicap. 3 milioane de euro pe an. 1 milion de euro am dat pentru COVID. 750.000, 800.000 de euro am dat acum în toamnă pentru anul școlar, ca să deschidem anul școlar cu tablete, cu ce ne trebuie ca să le achiziționăm. Deci sunt bani care s-au alocat. Am plătit în fiecare lună salariile însoțitorilor. Și acum ne uităm să vedem unde strângem banii care cum sunt, pentru că nu cred că se va face până în 12-13 predarea mandatului și trebuie să asigurăm salariile însoțitorilor. Și caut să vedem, pentru că totdeauna până le-am dat. Până pe 25 inclusiv. Nu, până pe 22. Sunt 25 de zile de alegeri. Sau alegerile au fost pe 27. În maxim 20 de zile se finalizează licitația alegerile. 2 zile au timp cei de la judecătorie să valideze mandatele, 2 zile contestații și ar trebui să stea. Hai că poate într-o zi să valideze, să nu mai pierd o zi. Și după aceea, nu, ziua următoare. Deci, minim, v-am spus, dacă lucrurile merg. Vom ști din momentul în care se va anunța că s-au finalizat, AIEP-ul va anunța la nivel național că procedura a fost finalizată și încheiată cu succes și urmează să fie publicată în monitorul oficial. Și în momentul acela, de acolo decurg alte termene. Așadar, cum primăriți până atunci? Sunt încă în concediu. Ce ne mai faceți până atunci? Deci sunt încă în concediu. Deci în momentul în care mi-am depus... Mai reveniți? Nu. Deci în momentul în care mi-am depus mandatul, adică candidatura de la Pro-România, a doua zi, mi-am depus pe 18, nu, a treia zi, pe 20, mi-am făcut cerere de concediu. Și în acel moment aveam 24 de zile pe anul trecut și încă vreo 18 zile pe anul acesta. Deci mi le-am luat pe tot. Concediu. Înțeleg. Da, n-am vrut să mai merg deloc, pentru că mi se pare corect. Dar cum mai ocupați? Am așteptat la cotitură toți ca mai să... Mai semnați vreun act? Nu, se mai... nu, păi dacă sunt concediu, ce semnez? Am delegat competențele către viceprimar. Haideți să vă spun un lucru. Puteam fi atacat tot timpul să-mi suspende mandatul sau să-mi anuleze mandatul. Pentru că eram în culpă, la momentul în care mi-am depus candidatura de la alt partid, eram în culpă. Și orice partid putea să ceară. Și acum ce-am zis? Am delegat competențele către viceprimari, ca și cum aș mi-a luat o concediu. După alegeri ar fi trebuit să vin, am văzut că am pierdut, mi-am continuat concediu. Și totuși, îmi spuneați că vă ocupați acum de plata salariilor pentru... Păi nu pot să stau, trebuie să coordonez din exterior, dar mă uit, întreb. Nu stau că am plecat în concediu și nu mă interesează primul. În fiecare zi, la 8:30, sunt primărie.
discut cu oamenii, dar cad în concediu așa. Discut cu oamenii și spun ce probleme avem, aia, faceți asta, duceți asta, faceți. Dar doar o ghidare așa a lor. Nu poți să lași oamenii aceștia că am pierdut alegerile și gata, acum să vedem. Nu știu ce o să facă în continuare nou primar, dacă o să-și păstreze aceeași, eu știu, mod de gândire privind asigurarea salariilor. Eu când am venit în 2012, am găsit 7 luni întârziere, restanță. Știu că au fost probleme tot timpul. Și, da, și acum sunt probleme la țară. Primarii de la țară au aveau câte 2-3 luni de plăți restante. Și acum în continuare au plăți restante. Dar eu la Giurgiu am luat din fondurile primăriei și am plătit salariile. N-au nicio vină oamenii aceștia că un guvern a gândit altfel și în loc să dea 90% sau 100% că legea așa spunea, a dat 50% și a închis bugetul pe însoțitori. Și cu lucrările începute? Să lucrează. Astăzi chiar i-am rugat. Cele din oraș care au coincis chiar... Nu, toată lumea spunea că se lucrează de campanie. Nu, să continuă. Minunile am vrut să spun, dar am vrut să fie un totuși... N-am mai văzut lucrători, n-am mai văzut utilaje care să lucreze. Da, da. Să lucrează. N-am mai văzut. Deci astăzi am trimis echipa mass media. Poate astăzi sunteți venit dumneavoastră din concediu să... Nu. S-a lucrat și s-a lucrat și zilele trecute. Dar sunt anumite zone unde se lucrează. De exemplu, s-a lucrat la terasament. Au mai rămas cărămidarii noi. Și undeva zilele trecute, cât am fost eu plecat pe Murelor, pe Prunarul, cât am fost plecat, s-a turnat asfalt pe Murelor și pe Prunarul, jumate din Prunarul, pentru că am găsit o placă mare de beton și am chemat pe cei de la termoficare să facă niște modificări, că coincidea exact cu traseul de asfaltare. Astăzi, ieri și astăzi s-a asfaltat stratul 2 pe străzile din zona Bălănoaiei, Frasinului, Păstorului, toate străzile în zona respectivă cu stratul 2. S-a turnat stratul 2 astăzi sau se toarnă mâine, dacă nu mă înșel, la PT18 în spatele la Camera de Conturi aici și ITM-ul, în spatele la 112, în spatele prefecturii, cum ar veni. Tot în perioada aceasta se lucrează la sensul giratoriu de la Plase Sudate, se lucrează în oraș la sensul giratoriu de la Petrom, alte lucrări. Se lucrează la grădinița din Negru Vodă, se lucrează, încerc să mi le aduc aminte așa ca și, eu știu, s-a finalizat locul de joacă la 1A3 și urmează să facă gărdulețul și toate plantările de pom. Eu zic că până la sfârșitul săptămânii se finalizează zona adiacentă Monumentului Eroilor și vom avea un monument al eroilor vizitabil. Am achiziționat deja o poartă cu turnicheți. Taxa va fi de 1 leu, tocmai ca să putem întreține cu acel leu și nu cred că ați intrat vreodată în mauzoleul eroilor. Cu o asociere a unei unități militare de aviație din București, ei au venit pe partea aceasta a ONG-ului cu cultul eroilor Regina Maria. Au zis că fac prin sponsorizări, au curățat toate osemintele și le-au spălat cu anumite soluții, le așează la fel ca la Comana, schimbă vitraliul de interior, va fi vizitabil și, v-am spus, va fi un obiectiv totuși turistic. Va fi frumos să vedem așa ceva, pentru că turistic... Iar primăria amenaja zona adiacentă. Nu, s-a lucrat zilele acestea. Și ce se întâmplă? Toată lumea m-a acuzat că se lucrează acum înainte de alegeri. Nici de cum. Am lucrat în fiecare an continuu. Și le vor veni lucrări mai multe din acest moment, pentru că încep să apară proiectele. Astăzi am verificat cu cei de la Direcția Programe Europene cum stăm cu urcarea pe SICAP a proiectelor. Deja avem la coridorul central 7 firme care și-au depus documentațiile și-au trecut de prima fază de evaluare. Ce înseamnă coridorul central? Înseamnă 6 autobuze, înseamnă șoseaua Tineretului, înseamnă IC Brătianu, CFR-ul Libertății, Independenței și Petre Ghelmez și 1907 și Mircea cel Bătrân. Să refac în totalitate aceste străzi și în licitație. Astăzi m-am întâlnit cu cei de la Iveco pentru că săptămâna viitoare
O să invit și viitor, chiar dacă nu depune mandatul, trebuie să mergem, sosește primul autobuz din lotul de 13 autobuze care vor veni până la sfârșitul lunii decembrie. Vor să fim prezenți pentru că trebuia să fim în Franța să-l vedem acolo, direct în fabrică, și dacă apar ceva modificări între caietul de sarcini și ceea ce e pe teren, să le spunem acolo, nu s-a putut, Franța e închisă, Cehia, de unde este firma mamă Iveco pe CNG, nu poate, a intrat în stare de urgență acum și nu riscă nimeni să mai plece. Și atunci, săptămâna viitoare, vor veni să ne prezinte modul de colantare, conform proiectului. Și o să vină Adrian și o să mergem împreună să vadă, pentru că el le va prelua în continuare. Deci lucrurile merg. Nu, cum să mai se oprească? 3 ani de zile veți vedea orașul în șantier. Să meargă înainte și să vă... chiar să colaborați, dacă se poate, dacă este și... Nu sunt tipul de persoană care să cresc un copil să mi-l omor eu, că a trecut în curtea altă, a face grădinița în altă parte, are să fim realiști. Am prea muncit prea mult pentru toate aceste proiecte ca să nu le văd realizate. Nu le văd realizate pentru mine sau pentru orgoliul meu. Vor fi realizate pentru și pentru copiii mei și pentru generații următoare. Am înțeles că sunteți legat sufletește de ceea ce înseamnă domeniul administrativ al municipiului și că sunt proiectele de voastre de suflet, dar politic. Dacă vi s-ar propune funcția de președinte la PSD municipiu, ați accepta? Păi n-am plecat de acolo. Acum, după alegeri, dacă de ce? N-au președinte la municipiu? Eu v-am întrebat pe dumneavoastră dacă vi s-a... Da, mergem mai departe, mergem prea departe cu intuiția, să treacă parlamentarele, să așeze lucrurile. Eu încă spun că a fost o greșeală, dar avem prea în scurt toate aceste adică lucruri. Adică n-ar fi posibil? Ar fi trebuit ca PSD-ul, ALDE și Pro-România să facă alianță pentru parlamentare. Și nu... Și aveau guvernare. Acum e târziu. S-au trezit târziu și vă spun, orgolii mărunte al unor oameni care sunt pe topogan să ducă topoganul politic, au făcut imposibil ca aceste alianțe, aceste discuții cu partidele celelalte să aibă loc. Au zis, nu, noi suntem tare, au ținut de funcția lor pentru că și-au văzut, își vedeau funcția lor, eu știu, poziția lor periclitată dacă se făceau anumite alianțe. Și atunci e războiul și lupta pe care o duce și Marcel Ciolacu, nu e simplu, a preluat un partid după Liviu Dragnea sau după Viorica Dăncilă, mai rău, după care baronii făceau jocurile și acel cec de 65 de persoane stabilit, fiecare și aduceau oamenii în cec și își făceau majorități cu care să conducă partidul. Ușor, ușor, lucrurile acestea trebuie să dispară. PSD-ul, când eu am intrat, era un partid chiar democratic, un partid în care orice primar de municipiu, orice persoană cu o funcție sau cu o demnitate în zona lui era acceptat acolo și avea un cuvânt de spus. Acum s-a făcut camera celor 65, adică acel nucleu de 65 de persoane în care dacă ai 38, ai rezolvat treaba. Sau 34, mai bine. Aici fiecare și-a asigurat majorității fragile, dar care țineau un partid ancorat în trecut. Cine credea că o să dispară Oprișa? Cine gândea că o să dispară Bădălău? Cine gândea că o să dispară... Uitați că mai sunt încă la Maramureș și Iezetea, care pare că e cel mai tare, dar n-are rezultate deloc. Sunt schimbări majore, așa am și început emisiunea. Mai sunt județe și la Constanța. Acolo îmi pare rău că erau chiar un președinte de Consiliul Județean tânăr, cu viitor, cu tot. Peste noaptea a luat Struie și a făcut jocul și s-a terminat. Hai să vă întreb altfel. Cum vă vedeți politic în următorii 4 ani? Degajat. Liber. Cam cum eram în 2012. Fără prea multe pretenții, fără prea multe, eu știu, năzuințe. Trecem într-o perioadă în care și eu trebuie să renod legăturile de business. Chiar discutam astăzi cu un prieten și îmi spun, zic, vreau să revin pe un domeniu. Îl știu de un an de zile, vreau să-l dezvolt. Și el îmi spune, bine ai revenit în business, e loc pentru toată lumea. Deci să înțeleg că există un alt proiect, dar nu politic. Da, în perioada aceasta, sigur. Și atât ne puteți spune sau amănunte ceva? Nu. Ar însemna iar să intru într-o discuție. E timp. După alegerile parlamentare vom avea 3 ani și ceva de liniște. 3 ani jumate.
în care se vor face, se vor desface, se vor certa, se vor bălăcări. Va fi foarte puțin timp în administrația locală pentru primar, pentru că deja au pierdut vreo 7 luni din... Nu cred că au pierdut mai mult decât am pierdut noi între 2016 și 2020, când am avut 7 guverne. Hai să fim realiști. Eu nu le doresc să aibă 7 guverne. Da, eu mă refeream la perioada de amânare a alegerilor care i-a costat 3 luni de zile, nu e. Intrăm plin acum în iarnă, scapă de țânțar, dar intră în zăpadă. Și în căldură. Apropo, cu țânțarii, scăpa și de problema cu țânțarii și de problema cu dezăpezirea. Să știți că sunt multe lucruri de care am scăpat, multe griji. Voi avea timp mai mult și pentru mine și pentru familie. Și ce plăcut. Am fost zilele acestea într-un periplu. Mi-a fost și fratele și cineva din familie. Și am zis, unde mergem? Hai să mergem în zona noastră, pensiuni și crame. Un fel de Toscana României. Crame și pensiuni din acestea, în zonă, în mijlocul domeniilor viticole, liber, liniște, chiar am stat de vorbă, am discutat cu... Ne-am plimbat pe vie, am zdrobit struguri, fiecare cramă avea și toate obiecte, cam în anii tinereții, avea și teasc, avea și zdrobitor, aveau și fructe, legume puse acolo, puteai să faci, să-ți prepari singur mustul, să... Chiar frumos, chiar a fost o perioadă. Seara degustam un vin, hai să-l vedem și pe acesta, recolta nouă, recolta veche, aveau enolog care ne prezentau vinurile. Chiar a fost o binecuvântare aceste 4-5 zile. Așa vor fi în continuare. Îmi pare rău că nu pot să merg la vânătoare, că s-a oprit. V-a adus în campanie domnul Măruș noastră o sticlă de vin, că tot vorbim de vinuri? Cred că nu mai avea dâncele cu PNL-ul și știa că nu-mi plac vinurile care sunt transportate. Vinul are suflet. Vinul nu poți să-l transporti așa ca pe sac de cartofi. Vinul trebuie păstrat cum trebuie, trebuie tratat cum trebuie, trebuie servit la temperatura care trebuie. Sunt băutor de vin. Ori, da, poate că eu mai rămas și îmi dă. Hai, da, nu. Tot am ajuns la Marian Morul. Hai, lăsați-o. Cum vă explicați pe cele peste 1000 de voturi peste dumneavoastră? Doar pentru faptul că e la PSD? PSD. Păi da. Marian Morul a avut mai puțin decât partidul, decât consilierii. Toți ceilalți au fost locomotive. Deci eu am avut 4300 de voturi, din care partidul a avut la Consiliul Local 3000 și un pic și 2500 la Consiliul Județean. Adrian Anghelescu a avut 8.000 și ceva cu 7.000 și ceva, deci a fost locomotivă, iar la PSD Maria Măroiu a avut 5.000 și un pic și PSD-ul a avut cu 200 de voturi peste partidul. Ne întreabă Cric, Cric. Păi cine era Bădălău și Oprișan, Tutankamonii României, până când an de domnie, toată viața? Și ne mai spune, eu cred că până în martie 2021 domnul Barbu se va duce înapoi la PSD. E doar o părere. Adică sunt mulți juveni care nu cred că veți sta departe de politica... Un pic de curățenie s-a făcut din vârf, din vârf, nu așa doar membru de partid undeva sau ceva la Pro-România, care dacă Pro-România nu se... reinventează foarte repede și să crească mult. Da, e un partid de 10%, nu poate să fie un partid de 50%. Ați văzut, până și domnul Băsescu a spus că este cel mai mare partid mic. Adică tot e peste și a făcut curățenie, adică dă oameni afară pe acolo, pe unde nu s-au obținut rezultate. Experiență, domnul Băsescu are experiență. Noi am tot făcut greșeli. Și la domnul Ponta a recunoscut că la București a făcut o greșeală fantastică și a pierdut voturi acolo. Eu am recunoscut că la Giurgiu am făcut greșeli destul de multe. Foarte multe lucruri se pot schimba de la un partid mic care este cel mai mare și să luăm exemplu ALDE. Și la nivel național și la nivel local se fac alianțe care împlină balanța cu un procentaj foarte mic într-o latură sau cealaltă atunci când e vorba de luat o decizie. Pur și simplu, nu vreau să dau niciun exemplu, dar în consiliile locale, să zicem, când se decide ceva, eu știu ce, pe ordinea de zi. Bine, atunci... niciodată, și acum vreau să fiu foarte corect în punctul ăsta de vedere, niciodată nu voi aduce argumente doar de dragul de a bloca ceva. Nu mi-a plăcut niciodată lucrul acesta, nu i-am făcut-o lui Lucian Ilescu niciodată când eram consilier, nu mi-a plăcut nici mie când au venit consilier și au votat împotrivă de dragul de a vota împotrivă. Chiar dacă câteodată îmi spun colegii, măcar așa, da, mortul Artei, ai putea să-i votezi câteva proiecte lui Anghelescu, că și el a fost gică contra nu știu câte proiecte de dezvoltare. Dar zic, niciodată n-am fost. Eu sunt pro, nu sunt contra.
Dumneavoastră sunteți acum, da, pro și sunteți și cel care va preda ștafeta lui Adrian Anghelescu. Să vorbim despre el acum mai spre final, mai în partea a doua, pentru că a fost ales și va fi noul primar. Spuneați la un moment dat, i-am notat aici chiar în timp ce vorbeați, că aveți 30 de proiecte din bani europeni. Care este stadiul lor? Care sunt acele proiecte? Să știm și noi dinainte. Păi sunt 7 proiecte pe anvelopare, blocuri. Sunt 3 proiecte pe proiecte mari de anvergură, privind mobilitatea urbană, pe axa 4-1, proiecte în valoare 1 de 11, 1 de 14 și 1 de 8, 25-33. Mai sunt 2 proiecte pe axa 4-2, deci le spun pe axa de finanțare, pe axa 4-2, tot mobilitate urbană și sunt canalul Cama, 5 milioane de euro și 2,8 la Cuveriga. Canalul Cama l-am scos de 2 ori la licitație, n-avea nimeni. E un proiect de anvergură și un proiect care are câteva elemente foarte greu de realizat. Are o roată din aceea. În canalul Cama e de la podul Bizet până la spre liceul de chimie. Și are o roată din aceea care trebuie să-i dea o fundare foarte puternică. O roată să te plimbi. Gen London Eye, așa. Gen din London Eye. Dar dimensiuni mai mici, hai să fie realiști. Giurgiu Eyes. După aceea are o trecere cu pasarelă pe fosta trecere a conductelor de la Cetu din port, din combinatul chimic, către oraș, chiar în dreptul liceului de chimie, acolo e o trecere, a fost o trecere de țevi, au rămas doar stâlpi. Prin acei stâlpi se fac niște decupături și se trece cu o pasarelă prin el. Tiroliană în zona respectivă și terenul de fundare e foarte prost. Da, dar stadiul lor... L-am scos de 2 ori la licitație și n-avea nicio firmă. N-avea nicio firmă pentru că e greu de realizat. Dar așteptăm, îl mai scoatem o dată. Apoi avem pe... Deci acesta pe asta. Mai avem tot pe axa 4-3 sau 4-4. Am niște amintiri din viitor. A spus că îl mai scoateți o dată. Știți ce vă întreabă Dani? Dani? Este adevărat că o să fiți unul dintre viceprimari? Nu. Nu mai sunt nici măcar consilier. Am renunțat la mandatul de consilier. Deci s-a auzit și lucrul acesta și tot... Giurgiu. Da, fiecare, Giurgiu, toată lumea vorbește, trebuie să-și facă de lucru. Nu, am renunțat eu și Liviu Cartojan, am renunțat la mandatele de consilier. Și au urcat Petronela Sandulescu și Dragoș Ionescu. Vin alegerile parlamentare. Vă bate vreun gând ceva? Nu. Că știu că nu, voi promova tineri. Voi promova tineri. Deci echipa Pro-România va fi o echipă de tineri. Aveți o echipă foarte frumoasă de consilieri. La cine v-ați gândit pentru parlamentare? Nu, din consilieri locali. Și-a anunțat candidatura Ionuț Barbu și-a anunțat candidatura Burcuș Ruxandra. La deputați? La deputați. La senatorii și-a anunțat candidatura Noru Sănișteanu și lista e deschisă până duminică. Luni mă duc cu 5 dosare la deputați și 3 la senatori la București și le depun dosarele la București în ordine alfabetic. Urmând ca până pe 21 când se depun dosarele la biroul electoral. În ordinea șanselor pe care le acordați? N-ar fi politic mai corect așa? Păi nu vom discuta fiecare, dar să știți că vom merge cu echipa de tineri. Asta este un lucru bun. Apropo... Am observat în campanie, toată lumea spunea, da, echipă nouă, dar aveți tineri? Uite, da, îi văd, sunt tineri. Există un trend. Noi îl fructificăm pe acesta, încercăm să-l fructificăm. Apropo de tineri, nu am mai vorbit și noi, chiar la o emisiune cu dumneavoastră, și vă felicitam că vă promovați foarte bine și că stați bine la capitolul acesta, am mai tot spus-o. Și vorbeam despre domnul Adrian Anghelescu, că trebuie să recupereze la capitolul mesaje. Și când a transmis mesaj, cred că l-a transmis pe cel mai puternic. A spus, vreau să nu mai plece tinerii din localitate și să creez locuri de muncă pentru ei. În seara alegerilor... Asta e relativă treaba. Da, să zic să nu ne gândim doar la lucrurile politice. Sunt singurul care am făcut o statistică.
tinerii pot fi mișcați foarte ușor dacă îi atingi în partea foarte sensibilă. Și în seara aceea au fost foarte, foarte, foarte mulți tineri în oraș. I-am filmat, noi am fost în direct și am filmat în oraș. Și tocmai că a crescut, de la un moment dat, de la ora 3-5, era o colegă de-a noastră pe străzi, prin Giurgiu, și de-abia avea cui să ia întrebări. Iar după ora 5 seara, iarăși a crescut. Oricum, 5, 6, 7 sunt tineri în oraș. Știi ce se întâmplă? Îți asumi o mare răspundere când spui că o să crezi tu ca primar locuri de muncă. Mare răspundere, pentru că nu este în competența ta să faci lucrul acesta. Nici măcar dacă schimbi legislații, nici măcar dacă schimbi... Dar poți să favorizezi crearea locurilor de muncă, adică prin înlesnirea, prin, nu știu, logistică, infrastructură... Credeți că nu avem infrastructură, avem zona liberă nu în care au suficientă. Nu știu dacă avem suficientă, dacă ne trebuie, dacă avem chiar tot, pentru că sunt tot felul de condiții la tot felul de firme care nu doar o șosea solicită, eu știu, racordări la tot felul de utilități unde în zone zona care liberă nu avem sunt. Tot ce ne trebuie. Facem zona parte liberă. Industrial. Problema se pune de volumul forței de muncă disponibile în municipiul Giurgiu și calificarea forței de muncă disponibile. Se cer în acest moment foarte multe locuri de muncă în domeniul textilelor. Și avem, păi ne lipsește avem Dunărea. O unitate, nu, Dunărea, avem destul de multe mici dunăreni. Avem la liceul economic un atelier cu două clase, 49 de mașini de cusut cu tot ce trebuie. An de an lansează și nu vine nimeni să înscrie, niciun elev să se înscrie ca să se pregătească. S-au încercat custul post, n-au venit. S-au încercat toate variantele. A fost un proiect cu fonduri europene. Sunteți economist. De ce credeți că nu merge? Nu știu. Poate că nu ne-am întâlnit la jumătatea distanței între cerere-ofertă, între dorință și ceea ce poate să ofere societatea. Dorința poate că e un pic mai mare. Credeți-mă că cam aici suntem. Avem, poate, năzuințe mai mari decât poate să ofere societatea giurgiuveană. Dar nu e vorba de societate, că nu societatea plătește facturile. Nu, societatea giurgiuveană însemnând și mediul privat și mediul administrativ. Când discuți societate, nu discuți doar societate publică. Există și societate civilă și societate privată. Deci zona aceasta, nu reușim să ne situăm. Toate firmele care vin la Giurgiu vin pe principiu să am cât mai multe facilități și să plătești salariile cei mai mici. Plăți salariile zonei. Nu, te întreabă care sunt salariile și că alea sunt. Să duc un pic mai mult. În București au alte salarii. Deci firmă care a venit cu salariații de la București, că îl costa foarte mult naveta și diurna care îl dădea și salariile erau mult mai mari pe București, au venit la Giurgiu și a ridicat cu un pic peste salariul care îl aveau la Giurgiu. Pentru că restul i-a făcut economie. A zis, bă, mut fabrica la Giurgiu, dar am o economie. Că nu le mai plătesc transportul, am o economie că nu le mai plătesc, eu știu, la nivelul salariilor din București și pentru el a fost mai bine că a venit aici, dar și-a păstrat metehnele nu din București, le-a luat pe astea, ale zonei și a coborât nivelul de salariu. Deci dacă nivelul de salariu este mic, am înțeles și cu oamenii. Da, dar eu spun multora. Ei înțeleg și pe cei de mediu privat, vin în privat. Și eu le spun multora, schimbați un pic locul, mergeți în privat și încercați să dați salariu la o singură persoană. Să munciți, să gândiți business-ul, să faceți business-ul în fel încât să obții un profit, din profitul acela să-ți plătești salariații și să-ți mai rămână și ție 3 acolo, 2-5 lei, să-ți plătești toate datoriile, să-ți rămână că până la urmă ăla nu mai e business, ai muncă nenormată și neplătită pentru tine ca om de afaceri, dacă n-ai din business-ul acesta, n-ai un profit. Se mai spune așa, la capitolul întrebări de la Alexandru Toma, nu, domnule Barbu, nu te-ai înțeles cu firmele că trebuia să-ți iei nu știu cât la sută din acele proiecte? Exclus, am mai soat. Astea sunt doar vorbe care le-au aruncat pe piață în toată perioada campaniei. Și dacă spun că a fost o campanie urâtă, la modul acesta, s-au creat echipe de postaci care asta au făcut. Au transmis ca pe vremea lui Luci că să lua să făcea. Atunci chiar să lua și să făcea. Eu vreau să le spun în alt fel. Să aibă grijă mare în acești 4 ani că s-au reactivat clanurile țigănești. În perioada aceasta. Și acestea nu s-au reactivat degeaba, acestea își cer drepturile după ce se închide.
Și veți vedea, cu odată cu venirea foarte multor valori în Giurgiu după perioada pandemiei, acești oameni îți vor găsi și se vor bate la ușa primăriei ca să primească aia, că n-am muncit degeaba. Veți vedea o problemă și vor avea o problemă. Dar este treaba dumnealor. N-o să aibă un buget îndestulător ca să-i mulțumească pe toți. Știu ce spun și o știu foarte mult în Giurgiu. Este o declarație foarte interesantă. N-am vrut să arăt. S-au băgat în piața giurgiuveană în perioada alegerilor aproape 200.000 de euro transformați. Știam din moment în sursă. Transformați în bancnote de 100. Întrebați-i pe toți care a fost prețul zonei. Una a avut ghizdarul, una a avut tineretul. Să știu lucrurile acestea. Trăim în Giurgiu. Haideți să fim realiști. Dar nu asta a făcut ca eu să pierd alegeri. Nici de cum. Ruptura noastră a PSD-ului a făcut ca ei să câștige alegeri. Nu o băteau PSD-ul nicio mie de ani. Și ați făcut ceva în sensul ăsta? Ați sesizat la poliție? Sau niciodată n-am făcut. Niciodată n-o să... Nu e felul meu. Nu sunt eu. Dar atunci înseamnă că am câștigat aiurea sau nu știu. Nu. Dacă cineva își permite să câștige sub forma aceasta politică, e treaba lor. Dar știu foarte bine ce spun. Știți cât au fost scorurile la țară? Mai rău. S-a mers pe niște sume de rămâi blocat. 600, 700, 800. Eu stau și mă gândesc. Bine, s-a mers pe la țară să câștige și cu 10 voturi în plus. Deci s-a mers pe o comunitate. Dar cine ar da cu banul ăla? Tot. Da, foarte interesant. Dar e realitate. Nu spun eu. Întrebați pe toți. Întrebați oamenii în fiecare comună. S-a practicat la nivel național. A fost sport la nivel național. Inclusiv București, inclusiv... Discutam de nu știu ce comună în țară în care spuneau că a fost o bătaie între doi oameni puternici încât la un moment dat treceau unii de la altul și spunea, bă, mă duc dincolo, că e mai mult dincolo decât la voi. Eu nu pot să spun că sunt departe de a fi auzit și eu la rândul meu așa ceva. Până în momentul în care nu putem să probăm, eu v-am spus, ține curtea de folclor. Dar v-am spus noastră ca autoritate publică, poate că puteați să faceți ceva mai mult decât noi, că îi aveți în vizor, nu știu. Nu este Poliția Națională în subordinea autorității, nici măcar locală nu mai avem. Dar cuvântul unui primar... Ce să spună primarul? Să spună că să dau bani încolo, dovedește. Facă cercetări, dosar, sesizare, număr de înregistrare. Uitați-vă că a ținut presa 3 zile, sectorul 1, cu scoate votul, bagă votul, fură sacul, ia cu sacul. Haideți să fim realiști. Ia uitați, colegul meu, Gelu Brebenel. Bună seara, te salutăm și noi, Gelu. Va negocia Pro-România cu PNL în Consiliul Local? Pe cine va susține Pro-România ca viceprimar? Am mai discutat. Sunt discuții, încă n-am ajuns. Și până nu suntem chiar în ziua votului, consilierii vor stabili, vor fi discuții, să vedem. Alexandru Toma, noi care am muncit în acel oraș, se vede, domnule Barbu, la dumneavoastră ce se vede. Florentina Luca, respect, domnule primar, pentru mine ați fost și veți rămâne primarul pentru Giurgiu. Cristina Valentina Zanfira, domn Barbu, vin ploile, ne mai țin mult cu strada Ardeleni, nici pietriși nu au pus, dar abia o să ieșim după strada. Ce-mi plac acești cetățeni de pe Ardeleni. An de zile m-au bombardat. Strada noastră nu. Strada noastră, băi, făceți-vă cereri să vă băgați gaze. Făceți-vă cereri să vă băgați gaze. Bineînțeles că nu și-a făcut cereri să-și bage gaze. I-am lăsat la sfârșit intenționat ca să putem... Au fost firma în zonă. Gândiți-vă că Ardeleni și Torobăneni sunt două străzi înguste undeva pe Sloboziei, la ultima pasarelă, pe lângă intrarea Sloboziei. Două străzi chiar în capăt de tot, spre mărginite de combinatul chimic, platforma 2. Și i-am intenționat, n-au intrat, pentru că zona aceea s-a făcut în 2018. Puteau să intre să o facă și am zis, băi, oameni buni, uite, aveți autorizație, băgați-vă gaze. Eu, nu și-a tras nimeni gaze. Am zis, nu mai stau după ei. Am mutat firma, au venit, au decopertat și au țipat toți că ei au apă. Dar o apă pe țeavă veche, trasă de când lumea și pământul, din țeava combinatului și că cum se asfaltă în fără? Am oprit lucrările, am mutat firma de acolo, pusese inclusiv primul strat de balastru. Cu geotextil, cu tot. Am oprit firma, am adus apa service în regim de urgență, au tras apă, au tras canalizare, au realizat toate utilitățile și acum îmi spun, nici n-au terminat că mai au un pic, că cât o să mai stea? Păi, stimați concetățeni, vina aia primarului? Haideți să fim realiști, ceilalți s-au zbătut, s-au început să-și facă, să se intereseze. Bă, n-avem apă, n-avem canalizare, m-am apucat să-mi fac dita mai casă și am fost în curte. Toți au crezut că nu se mai asfaltează, că nu vine primarul. Și când s-au trezit cu utilaje pe stradă, noi n-avem aia. Și în acest moment,
Deja am terminat, cred că Apa Service a terminat, n-am mai ținut legătura cu ei, dacă au terminat și Peștorobăneni, Pardeleni, terminaseră și apa și canalizarea, să văd și Peștorobăneni, firma respectivă deja sunt cu utilajele, mai au un pic de asfaltat pe Prunaru și își mută utilajele pe cele două străzi. Și le vor termina și pe acestea. Mai am și Vedea care nu-i terminată, dar la fel nu au gaze. Muieții spozmagii. De trei ani de zile avem tot ce ne trebuie, dar ce să mai trebuie să vină primăria să ne tragă. Dar domn primar, dar de ce să ne tragem noi gaze? În alte părți le-a tras primăria. Asta, ce dacă vede cineva așa... Sistemul de încălzire centralizat, că tot ne povestea pe internet, abia așteptăm să se întoarcă și domnul Adrian Anghelescu, să-l întrebăm cum și în ce fel a fost impresionat și ce model de administrație liberală și-a luat, că până la urmă din vizitele astea trebuie să se aleagă ceva. Și spunea dânsul într-o postare că, sau domnul Bean, nu știu, nu mai țin exact minte care dintre cele două postări a fost ale dânsului, că, dar mă rog, amândoi sunt într-un tandem. Și Oradea este centralizat și da, o investiție de 110 milioane de euro. Și că este mult mai eficient și că nu mai săpăm și că dacă este eficient și merge și plătești mai puțin, ce rost mai are să te mai complici? Da, dar noi am făcut toate investițiile. Dar numai noi am făcut acum. Suntem, mai avem o singură conductă de finalizat, s-a finalizat și conducta care ducea pe Cărămidarii vechi și a traversat pe lângă Interex, pe lângă Supeco, pe lângă Biserica Baptistă, a traversat Mihai Viteazul, prin spatele la 610, 611, 612, s-a înțepat în inelul care racordează jandarmeria și spitalul și toată zona centrală. Deci mai avem un al doilea inel de finalizat, care vine de la liceul de Cartojan, din curtea liceului Cartojan, pe 23 august, Tudor Vianu, Libertății, și ajunge exact la unitatea militară, la Poliția de Frontieră. Și în acel moment putem elimina în totalitate Giurgiu Sud. Acum mai funcționează Giurgiu Sud, centrala Cetul Vechi, doar pentru Istru și o bretea care aduce în zona pe lângă Manutanța și trec conductele acelea supratene care racordează centru. Școala 7, școala 4, școala Maiorescu și toată zona centru aici. Luăm ultima serie de întrebări pentru că mai am și ultimele două întrebări și se încheie emisiunea. Așa, deci să le... Apropo de asta, avem pregătiți 11 miliarde în cont deja să-i dăm uzinii termice să-și cumpere gaz. Deci avem bani și pentru să pornim iarna aceasta, fără să depindem de bani de la guvern. Oricum, an de an, Giurgiu a beneficiat de bani de la guvern pentru termoficare. Când nu ne-au dat bani de la guvern, ne-au dat dreptul să luăm credit de la trezorerie ca să asigurăm sursele pentru a cumpăra gaz pe timp de iarnă. Anul acesta gazul e un pic mai ieftin, avem 11 miliarde în acest moment, mai trebuie să ne intre vreo 7 tot de la uzina termică de anul trecut o economie, deci vom avea 17-18 miliarde bani ca să cumpere gaz în avans. Avem nevoie de hotărârea de Consiliu ca să aprobăm prețul gazului pe anul, prețul energiei termice. Consiliul local. Consiliul local. Deci să face Consiliul local. Da, 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 după. Deci să nu dea frigul până nu se face Consiliul Local. Nu, of, ne presează toate cele. Domnule Barbu, ați adică nu vreau să creadă în lumea că am lăsat în urmă potop și că greaua moștenire. Eu voi fi, dacă cineva va spune că las grea moștenire, voi combate fiecare punct. Tot Alexandru Toma, domnule Barbu, ați îngropat acest oraș și v-am spus eu, păi rămâne ca la început. Alexandru Florescu, bună seara, domnule primar, pe Năvodului, cum rămâne cu gazele? Noi am trimis adresa către ANRE. Da, știu, și acum ANRE-ul, după ce au făcut sesizarea cei de pe Năvodului și cei de pe Pictor Andreescu, numerele sunt 41, nu știu, sunt vreo 4 case, care le-au cerut vreo 42.000 de lei, vreo 420 de milioane să le tragă gaz. Au făcut, i-am învățat cum să fac acea sesizare către ANRE și le-am transmis la vremea respectivă, îi transmis și persoane care până la urmă v-a interpelat, că ținând cont de aceste sesizări, ANRE-ul a scos un ordin, e în dezbatere și urmează să-l aprobe, în care din momentul în care iese autorizația de construcție, sunt obligate firmele ca în 3 luni de zile să facă branșamentul. Aceste firme au tărăgănat 2 ani de zile de când aveau autorizație, nu le-au băgat gaze și s-au expirat autorizația și acum le cere bani din nou să-și facă autorizație cu tot ce trebuie. Și au făcut sesizare, i-am îndrumat prin departamentul juridic din primărie, iar acum, vă spuneam, ANRE-ul a luat decizia ca în 3 luni de zile maxim să facă și să facă pe cheltuiala lui. Deci dacă nu face în 3 luni de zile branșamentul,
îl va face pe cheltuiala lui. Am înțeles. Cred că ați răspuns și la o întrebare care mai este aici. Eu îi felicit pentru că au fost atunci... Terminăm cu întrebările, pentru că nu mai avem timp să mai răspundeți, că ele acum au început să curgă și sunt probleme care sunt de interes social. Cred că trebuie să le păstreze și le transmită celuilalt primar, pentru că din punctul ăsta de vedere are ce să răspundă. Sunt pentru dumneavoastră aceste întrebări. Pentru celălalt primar, pentru noul primar, o să primim întrebări când o să facem cu dânsul emisiuni și nu o să fie cu... să nu le citim, adică nu o să fie problemă în a nu citi, dacă sunt extrem atent un limbaj decent. Așadar, spuneam că am și eu două întrebări pe final. Pentru ce credeți că au votat Giurgiu Veni la municipiu? Nu știu. Deci, pentru mai bine, ca și e normal. Orice vot, așa îl consider eu. Deci, orice vot care se dă, pare că un cetățean sau o persoană care dă un vot este ca lui și familiei și comunității respective să-i fie mai bine. Orice și... vot. Și pe ultima 100 de metri, ce primar și ce fel de primar credeți că va fi noul primar? Eu cred că va fi un primar bun. Pentru că trebuie să fie bun, e obligat să fie bun. N-are cum să se depărteze de cetățeni. În momentul în care faci un pas greșit, va învăța în timp. Eu îi urez succes. Nu cred că va avea în echipa Pro-România un dușman înrăit al proiectelor pe care dorește să le implementeze. Dacă acele proiecte sunt pentru comunitate și nu vor fi proiecte canalizate către un grup de interese sau persoane, sigur va găsi sprijinul, așa cum am făcut întotdeauna și în Consilierii Pro-România. Cât era Lucian Iliescu de, eu știu, direcționat pe anumite lucruri, a găsit în, la vremea respectivă, în Consilierii PSD, un susținător al proiectului. Pentru că așa am zis, așa e normal, nu mergem acolo să fim gică contra. Mergem acolo să susținem proiectul pentru dezvoltarea orașului. Nu mergem acolo să-i blocăm bugetul. Este bugetul conceput de un primar pe gândirea dumnealui și pe viziunea de dezvoltare a orașului. Și asumă răspunderea pe acel proiect. Noi trebuie să îl votăm că e proiectul lui. Ca să fim gică contra, eu sunt de acord. Uite cum tot reușiți un pic așa să vă țineți aproape de mediul ăsta politic. Nu. Repet încă o dată. Am muncit 8 ani de zile enorm de mult. Cred că n-am muncit în 21 de ani de business cât am muncit. Adică mai semnalizați așa printr-o propoziție, iar, mai transmiteți un mesaj. Dacă am muncit, nu pot să vin acum și să omor tot ce am muncit. Și să arunc la... să blochez. Că nu le fac eu, să nu le facă nimeni. Nu. Poate că orașul acesta a suferit foarte mult datorită acestor unor orgolii ale conducătorilor vremelnici ai orașului. Că era Consiliul Județean sau Consiliul Local, că era politic de la unul sau de la altul. Totdeauna s-a dorit să nu facă X, că dacă nu faci X, venim noi și o să câștigăm noi. Nu. Eu nu mă bazez pe așa ceva. Totdeauna m-am bazat, este decizia dumnealui, e programul lui, să ne batem în proiecte și în programe. Nu să-i umor programul lui să fie al meu mai bun. Nu, să vedem, le aruncăm pe amândouă în competiție, vedem care sunt mai bune. Să mă duc să-i faultez pe celălalt cu care concurez ca să ies eu, asta înseamnă lipsă de fair play. Și nu o să o fac niciodată, nici cei pe care îi propun și care vor rămâne în Consiliu. Sunt făcuți pentru dezvoltare, nu sunt făcuți pentru blocare. Ați vorbit pe două voci în seara aceasta, pe vocea primarului încă în funcție și pe vocea economistului care își suflecă mânecele și se apucă de treabă în mediul privat. Ați marcat acolo printre rânduri și câte un mesaj în care am înțeles că nu vă veți depărta complet de politică. Noi vă urăm succes în tot ceea ce veți întreprinde. Ei, nu am cum să mă depărtez. Sunt deja coordonatorul principal, coordonatorul județean al Pro-România. Deci am primit această... Funcție politică aveți, funcție dar... politică, da. Coordonator înseamnă... mic și că putea să rămâneți așa mai liniștiți cum vă doriți. Dar iată că... După ce alergi 10 km, nu te oprești. Mai faci câțiva pași așa, ca să-și revină corpul. Iar acum sunteți odihnit, veniți din concediu, să vedem relativ, ce facem așa, la odihna, parlamentare. Odihna, deja intrăm în cursa cea finală acum la sfârșit de an, cea pentru parlamentare. Din nou vom avea alegeri. Să vedem ce gânduri vor avea alegătorii noștri. Noi vă mulțumim pentru prezența în emisiune, ca de fiecare dată, și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc pentru oportunitate.
Da, chiar dacă nu voi mai fi, nu voi mai fi angrenat într-o funcție publică, dar nu chiar aș mai veni, ajuta oameni politici. Chiar aș veni pentru că sunt lucruri care trebuie spuse despre oraș. Am o experiență pe lângă cea administrativă, pe lângă cea privată de business, am și o experiență administrativă acum. Ceva experiență politică, mai acumulez politică, că acolo nu am excelat niciodată. Da, deci asta spuneam că nu avem cum să nu vă invităm, pentru că sunteți un puternic agent economic local și veți relua activitatea în sensul acesta și nu invităm doar oameni politici, numai că în perioada aceasta electorală n-am avut și noi cum să facem în așa fel încât să stăm departe de subiect, pentru că ne interesează, politicul influențează socialul, administrativul, economicul și toate cele viețile noastre, ofurile noastre, posturile noastre, multe din ele le-a spus la noi pe pagina în această seară. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați comunicat. Nu mai avem timp să le mai luăm pentru că este deja târziu, dar într-o emisiune viitoare facem noi paranteze politice acolo și le punem, pentru că sunt întrebările adresate domnului primar. Oricum, sper că nu v-am răpit foarte mult din timp și că ați fost atenți la întrebările la care a răspuns domnul primar, astfel încât să fiți rămuriți să nu le mai repetăm. Giurgiu la tribună astăzi cu Nicolae Barbu, fostul primar, și spunem domnul primar în continuare. Vă dau întâlnire mâine la ora 17 din nou la Breaking News cu informații, noutăți și cu atitudine alături de colegii mei din redacție. O seară bună, numai bine tuturor!